Bună seara, dragi prieteni ai sportului! Suntem la începutul lunii octombrie, o lună mohorâtă care ne scoate din casă așa și ne trimite prin anumite părți ale orașului să vedem ce se mai întâmplă. Noi suntem aici la OLTV pentru a vă prezenta ceea ce se întâmplă în sportul oltean, cu bunele și cu relele sale. Și pentru că suntem după Olimpiada de la Tokyo, care a fost organizată cu un an întârziere și ne așteaptă peste 3 ani, mai puțin de 3 ani, Olimpiada de la Paris din anul 2024, ne-am gândit ca astăzi să facem o evaluare a celor care pot prinde lotul național al României la anumite discipline sportive pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, pentru că, iată, sportivii trec, locurile rămân și este foarte bine ca aceste locuri în reprezentativa României din anumite discipline să fie ocupate de tinere care vin, tineri care vin din spate și care pot să facă o imagine bună sportului românesc și sportului oltean în lume și nu ne mai gândim ce aici în țară. Se știe că Școala Slățineană de Tenis de Masă este una din cele mai puternice din țară de foarte, foarte mulți ani. Corpul de antrenori de aici, împreună cu sportivele care au fost descoperite și care au dus cinste și faimă culorilor Slatinei în diferite competiții naționale și internaționale. Avem două tinere foarte, foarte bune. Una din ele a participat la Olimpiada de la Tokyo, este vorba de Irina Ciobanu. Cealaltă a câștigat foarte, foarte multe trofee europene și mondiale. Este vorba de Adina Diaconu și el este foarte tineră, așa cum spuneam. Și este foarte bine că din urmă le vin și lor înlocuitoare, ca să spunem așa, care să ocupe locurile rămase libere în loturile naționale de diferite vârste ale României. În această seară, în fața dumneavoastră, două tinere sportive care au mai fost la noi la emisiune și care au adus multe performanțe orașului nostru. Nu exista competiție organizată în perioada de prepandemie la care să nu ne sune antrenorii de la CSM sau CSS Slatina să ne spună că am o laureată un bronz, un argint, un aur la diferite competiții naționale și internaționale, pentru că fetele care sunt în această seară au o vastă experiență națională și au fost și la diferite competiții internaționale unde nu au venit cu mâna goală. Bună seara, Andreea Jifcu, bună seara, Alexandra Ioniță. Bună seara! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre în această seară să discutăm despre ceea ce se întâmplă în sportul românesc, dar aici nu în sportul românesc la general, ci sportul pe care voi îl practicați și presupun că vă gândiți, chiar dacă aveți o vârstă fragedă, tu fiind în clasa 7-a și tu în clasa 9-a, să vă gândiți la așa, la niște participări la Jocurile Olimpice, că până la urmă participarea la Jocurile Olimpice este un deziderat major al oricărui sportiv. Important e, cum se spune, să particip. Că ai fost pe locul 1 sau pe locul 15, nu mai contează, important e că ai participat. Pentru telespectatorii noștri, mai întâi, să le cunoaștem pe cele două. Hai, începe tu, Alexandra. O scurtă prezentare. Mă numesc Ionița Alexandra Ștefania și sunt în clasa a 9-a. La liceul? LPS. LPS. De când practici tenisul? De 9 ani. Deci dacă e să facem așa, de la vârsta de... 5 ani și 9 luni, mai am puțin și fac 10 ani. De deci peste câteva luni împlinesc 10 ani de sport, nu? Da. Interesant. Ești slățineancă, nu? Nu, sunt munteancă, stau lângă București și acolo am început și tenisul. Da, și de ce ai venit la Slatina? Păi, după vreo 4 ani de tenis făcuți în București, am realizat că în Slatina sunt antrenori mai buni și am decis să vin aici pentru că pot avansa mai mult. Părinții ce au zis? Părinții m-au susținut în tot ceea ce am făcut și au fost de acord mereu cu deciziile luate de mine. Da. Deci ai sprijin în toate părțile. Da. Da. Deci de 10 ani tenis de masă. Andreea, tu ești în clasa A? Clasa a 7-a. La liceul? La liceul teoretic Nicolae Titulescu. Aici lângă noi, da? Da. De câți ani practici tu tenis? Aproape 8 ani. Ești mai mică decât ea cu 2 ani, deci da. Aproape de 8 ani. Da, tot așa. Cine te-a îndrumat pe tine la tenis aici? De unde până unde? Tu de la clasa... Deci erai clasa 0. Eram la grădiniță. Erai la grădiniță. Da. Cum ai ajuns tu de la grădiniță la tenis de masă? Și iată că au trecut 8 ani. Da, s-a efectuat o selecție în grădinița mea. Doamna antrenoare Felicia Coneschi
a venit la noi la grădiniță și ne-a prezentat o paletă, o minge. Ne-a pus paleta în mână, dar nu prea ne descurcam noi atunci. Ne-a sfătuit să venim la DPS la antrenamente. Am fost acolo, a fost primul sport pe care l-am făcut și singurul și se pare că a dat a rezultat. Fost cu noroc. Da. Da, iată. Copiii care și... Da, cu păpușile vă mai jucați? Că aveți? Nu. Ai vreo păpușe pe acasă? Nu cred că mai am. Numai tu? Eu am de când eram mică, mereu l-am păstrat, ca și amintire. Și la ei la București, presupunule, da. Aici, da. Da. Dar nu te mai joci cu ele ca cu aici, cu tenisul. Exact. Da. Spuneați că tenis de masă. Bun, v-a plăcut tenisul de masă? Ăsta a fost norocul vostru și intuiția antrenoarei care v-a găsit, că până la urmă și antrenoarea trebuie să vă găsească, că așa. Cum credeți voi că au fost cei 10 ani de tenis la tine și cei 8 ani la tine? Ce ați învățat voi în ăștia 10, respectiv 8 ani, Alexandra? Am învățat foarte mult. Din punct de vedere sportiv, nu? Da. Da. Așa? Am învățat foarte multe chiar de la antrenori până la și colegii mei și am învățat multe împreună, mai ales antrenorii ne-au fost alături mereu, oricum dacă greșeam ne corectau și tot felul de chestii. Deci poți să spui că în tenisul de masă ai o experiență destul de mare până da. Acum. Tu? 8 ani, la tine mai puțin. Da, am învățat despre munca în echipă, despre stăpânirea emoțiilor, despre a-ți găsi propriul curaj de a lupta și pentru următorul punct și cred că sportul acesta mi-a schimbat cumva gândirea, a avut o contribuție în maturizarea mea mai rapidă și îl practic cu foarte multă plăcere. Ce frază rostită de un copil de 13 ani. M-a maturizat mai repede și foarte frumos. Alte sporturi în afară de tenis de masă mai practicați, nu că la nivel de performanță. Alte sporturi, dacă vă plac sau faceți de plăcere, eu știu, alte sporturi, ce anume? Sau dacă nu e cazul, nu e cazul. Nu neapărat că mergem la antrenamente sau alte astea, dar câteodată mai alergăm în parc și la antrenamente, la pregătire fizică, săritura corzii mai facem tot la antrenamente, în not, și vara. Vara bazinului al vostru. Vorba vine tu, Alexandra? La fel, mergem împreună și ne descurcăm. Și vă descurcați. Da. Ce e sportul pentru voi, așa, în două fraze? Ce înseamnă sportul pentru voi? Pentru voi sportul, așa, adică fac sport să urmăresc un țel în viață, nu? Sau să urmăresc o performanță, să ajung undeva, sau fac sport de dragul de a face? Alexandra, zi tu prima. Sinceră să fiu, eu chiar vreau să continui cu tenisul în viață, deoarece este o pasiune de-a mea, îmi place foarte mult să practic acest sport și îl practic cu mare plăcere. La tine, Andreea? Nu cred că aș putea să mai stau fără să practic sport. Am avut o perioadă în care am stat acasă și pur și simplu nu găseam ocupația pe care o aveam în restul zilelor când mă duceam la antrenament, jucam, mă întorceam. Și mi s-a părut foarte ciudat să stau fără să mai joc. Să mai joci tenis, da. Pentru că vorbeai de că ai stat în casă și a fost o perioadă când n-am putut, da. toată lumea a fost legată de mâini și de picioare. Din 15 martie 2020 și până astăzi, iată un an și câte luni sunt, a fost, este și poate va fi pandemie. Cum a fost pentru voi perioada asta? Pentru că voi erați obișnuite să plecați de acasă, la sală, la antrenamente, concursuri, cu tare. Că până la urmă a fost foarte greu, zic eu după mine, să stai un an și ceva acasă, așa brusc, să spui gata, de mâine nu mai vii la antrenament. Ia zi tu, Andrei, hai. A fost foarte dificil. Și este dificil și acum. Este dificil și probabil va fi dificil și în continuare. Pur și simplu, mi s-a spus, de mâine nu mai facem antrenament, este pandemie. Și? Eu, fix în ziua aceea în care am aflat că nu se mai face antrenament, veneam dintr-un cantonament. Și nu înțelegeam de ce nu se mai face. Erai foarte mică, mai scade 2 ani de vârsta care ai. Da, aproape 2 ani. Nu înțelegeam cât timp nu se va face, credeam că, cum mi s-a spus, 2 săptămâni, și în 2 săptămâni s-a ajuns în 2 ani. Da, și în care am făcut mai un pic să face 2 ani. Greu, da. Cum ai trecut tu peste perioada asta? Păi, în primul rând am avut grijă de igienă, am purtat masca când mi s-a spus să o purtăm. Adică din punct de vedere sanitar. Sanitar. Dar din punct de vedere sportiv, că una e să vii din cantonament și să te duci să te bagi direct în casă. A fost dificil și din punct de vedere sportiv. Am încercat să ne adaptăm la condițiile
pe care a trebuit să le respectăm, antrenamentele online, online la începutul pandemiei, complicat, dar... Nu ți-a lăsat așa o sechelă treaba asta să vii de la cantonament, de la lotul național sau unde ai fost, să vii acasă să te antrenezi cu televizorul? Vorba vine, sau cu calculator? Ba da, a fost destul de ciudat. Acolo am muncit foarte mult și după am venit și am stat direct. Și, și mai ales că ăștia 2 ani cu ferestrele de rigoare nu se compară cu un an normal, zic eu. Un an normal, cum au fost 18-17 ani normali, cu competiții, cu cantonamente, cu competiții naționale, internaționale. La tine, Alexandra? A fost o perioadă foarte grea. Pe tine unde te-a prins 15 martie 2020? Sinceră să fiu acasă. Doar ce m-am mers acasă și după mă sună antrenorul și îmi zice că se anulează antrenamentele, că intrăm în pandemie. Sinceră să fiu, a fost o perioadă foarte ciudată, să zic așa, pentru mine. Sunt foarte mult acasă, plus că nu merg foarte des acasă. Prefer să stau în Slatina și să mă antrenez și să stau atâta timp acasă. A fost o perioadă foarte dificilă. Pentru că n-aveai obiectul muncii, cum se spune. Exact. După o vreme m-am decis eu și bunicii mei să-mi iau o masă de tenis și un robot ca să pot să mă antrenez, să pot să mai avansez câte puțin, să nu stau pe loc. Și până la urmă am luat și am încercat cât de cât să mă antrenez, în plus față de ce făceam cu doamnele antrenoare online. Dar nu era greu. Ba, da, sincer, era foarte... Și nu era la îndemână, adică să stai în fața calculatorului să zică, dă nu știu ce sau să faci nu știu exact. Ce. Oricum nu este aceeași chestie jucând cu cineva și jucând cu robot. Este o mare diferență. Sunt convins. Da. Interesant. Dar acum, credeți că pandemia asta a avut ferestre, cum spuneam? Adică au mai fost niște turnee, niște concursuri, voi ați mai luat niște medalii. V-ați intrat în ritm, ca să spunem așa? Adică să comparăm anul ăsta din ianuarie și până acum cu, eu știu, anii trecuți, 17, 18, 19. Sinceră să fiu, eu am fost mulțumită de mine anul acesta. Am luat medalii, am luat locul 3 la simplu la top 16. Am luat locul 2 cu echipa, cu Andreea Jif cu și Gămar. Adică Carmina, cu colega de platou, da? Da. Am mai luat locul 1 la dublu fete și locul 3 la dublu mixt. Competiții organizate până acum? Da. Față de anii trecuți puține sau multe? Din punct de vedere, față de anul trecut, chiar mai multe. Față de anii trecuți? Și de anii trecuți. Mai multe. Tu, Andreea? Anul acesta nu prea mă așteptam, dar am avut rezultate destul de bune pentru că, fiind primul an în această categorie de vârstă, de obicei se începe mai greu, rezultate mai puține, dar m-am mobilizat și am reușit să am câteva clasări pe podium la o categorie mai mare. Adică ai jucat cu concurente mai mari decât tine? Da, da? Cu 2 ani. Ce concursuri ai făcut anul ăsta și unde ai venit? Am obținut locul 3 la Cupa României. Cupa României junior, da? Junior 2, 13-15 da. Ani. Locul 3 la dublu fete la campionatul național, da, cu Găman Carmina, da, locul 2 cu echipa la campionatul național, locul 3 la top 16 și am avut și un rezultat internațional la Balcaniadă. Am luat locul 2 la simplu fete. Balcaniadă unde s-a desfășurat? În Bulgaria. Când? Mai ții minte? În luna iunie. Nu ai la Balcaniadă, locul 2. Da, la Balcaniadă participă numai țările din zonă, adică Grecia, da, Bulgaria, România, Serbia, nu? Da. Locul 2. Cine te-a bătut? M-a bătut o fată din Slovenia. Din Slovenia? Da. Am luat locul 2 la simplu, da, locul 2 la dublu fete și locul 3 la dublu. Interesant. Mulțumită de ce ai realizat în acest an? Da. Pentru tine, așa? Existau câteva meciuri care puteau fi câștigate. Se întâmplă acum, și rezultatele puteau fi și mai bune, dar în comparație cu așteptările mele au fost chiar destul de bune. Da. Ați fost la turneele astea, prin țară, prin Bulgaria. În Bulgaria unde s-a desfășurat? La? Albena. La Albena, în Pămalul Mării. La o stațiune Pămalul Mării. Din toată pleiada asta de concursuri, puteți să-mi spuneți un moment plăcut care v-a rămas la inimă? Adică unde ai fost tu și unde ai fost tu, că fiecare a fost în alte competiții. Un ceva care ți-a rămas la suflet, după ce ai câștigat, eu știu ceva, o medalie, un titlu, un ceva. Dacă ți-a rămas la suflet,
un loc obținut undeva într-o competiție care ți-a plăcut, te-a satisfăcut de plin? Pentru mine nu a fost când am câștigat o medalie sau ceva. A fost un meci în care am bătut o sportivă mai mare și mai bine clasată decât mine la Cupa României, în primul meci, în primii 32. Sportiva aceea era favorita numărul 2 a competiției și, sincer să fiu, chiar nu mă așteptam. Și tu ai luat locul 2 și ea locul 3, nu? Sau cum? Nu, era favorita numărul 2 după clasament. Da. Am învins-o pe ea și am luat locul 3. Am câștigat alte meciuri. Și pe aia ți-a mers după locul 4? Nu, a pierdut în primii 32. Ah, deci în... Da, am produs, cum se spune, deci surpriza competiției. Deci până anul ăsta ți-a plăcut faptul, sau nu știu, a rămas la sufletul tău faptul că ai reușit să bați o sportivă mai titrată decât tine și mai în vârstă decât tine, mă rog, nu știu, 1, 2, 3 ani de zile sau cât avea. Și pentru tine a fost cel mai important moment anul ăsta plăcut. Pentru tine? Pentru mine a fost acel moment când la dublu fete am câștigat finala. Mi s-a părut un meci foarte spectaculos. Într-adevăr, a fost și dublu foarte... Dublu fete unde? Spune. La ce La Câmpul Lung. La campionatul național de juniori sau de care? Junior 2. Da? A fost un meci foarte dificil și, sinceră să fiu, și spectaculos și am fost chiar mulțumită de mine. Îmi ține și de echipă, că la dublu... Da. De tine și de echipă. Din ce știți voi că voi mergeți foarte mult prin țară, vă duceți la diverse concursuri, care vi se par că sunt cluburile care au o activitate sportivă în tenis de masă, la fel ca la Slatina, care sunt foarte puternice după voi așa? Adică adversarele voastre de la juniori, mă refer. Cu ce cluburi din țară vă bateți cel mai tare? Vă bateți, să înțeleagă că la modul figurat. Care sunt cluburile tari care vă întâlneți voi cu ele? Din țară. Cu ce cluburi? Din Ploiești, din Pitești, din care sunt? Cele mai bune cluburi cu care ne batem noi cel mai des la concursuri sunt Constanța și Bistrița. Constanța și Bistrița. Da. Dar se întâmplă să alterneze victorile. Odată câștigați voi, odată ele sau ceva de genul ăsta? Da, de multe ori se întâmplă asta. Alternanța, adică la concursul ăsta au luat Constanța, la concursul ăla a luat Slatina. Deci cluburile din Constanța și din Bistrița sunt foarte puternice. Așa mai sunt și cluburi mai mari prin țară, Constanța, Bistrița mai puternice, Slatina, alte cluburi mai sunt? Mai sunt în prezent la categoria noastră băieții de la Steaua București. Da? Și? Cam atât. Da. În fine. Pentru că am vorbit de amintiri plăcute și am vorbit de cluburi. Una neplăcută care ți-a făcut așa să spui că aș mânca chibrite dacă s-ar mai întâmpla să joc cu ea. Pentru că am avut săptămânile trecute un băiat de la box, de la TMK Artrom, care a pierdut un meci, nu știu cum, și spunea dacă mai joc cu el de 100 de ori îl bat. La voi un moment neplăcut așa, tot pe carieră sportivă. Din ce ați făcut anul ăsta, din ianuarie și până acum? Sinceră să fiu, la mine a fost la Cupa României de junior 2, da, când am pierdut la o fată și mai mică ca mine și mai în spate față de mine în clasament și chiar nu mă așteptam. Păi de ce? Nu știu, am fost... Ai luat-o de sus așa sau cum? Da, am zis, nu mi-am făcut probleme, nu m-am agitat că poate pierd sau chestii de genul, chiar eram foarte calmă și după ce am pierdut chiar am fost dezamăgită de mine. Dar după câteva concursuri am jucat cu ea și tot am câștigat. Da. La tine? Meciul din semifinala de la Cupa României. Da. Deoarece cu câteva competiții înainte, cred că la junior nu jucasem cu acea jucătoare și a fost un meci echilibrat și mă așteptam să fie așa și în semifinală. Am încercat să dau tot cea mai bun, dar experiența, vârsta... Da, dar poate emoțiile... Roata se întoarce, da, peste câțiva ani o să fii și tu. Și nu am reușit să joc la cel mai bun nivel al meu. Eu așa consider. Da, dacă mai joci cu ea, te mai bate? Să zicem acum că i-ai aflat și secretele, mă rog, că la voi, la toate sporturile în general, se află secretele despre adversar. Să știi cum dă cu spinul, cum dă cu reverul, cum dă cu forehand-ul, cu ce mai e pe acolo, ce lovituri mai sunt pe la tenis de masă. Nu știu, fiecare meci este diferit. Depinde de antrenamente, de starea de sănătate, depinde de starea psihică. Depinde ce zi prinzi, sunt mulți factori care... Din ce știți voi? Știți că la tenis de când se face un clasament? VTA, la cum îi zic ei, da? La voi în tenis de masă există un clasament al
poziționării sportivelor pe plan mondial? Senioare? Senioare și junioare, mă rog. Da, există. Și numai la senioare, presupun. Există și la juniori, cadeți. Adică să faci un clasament anual în care spune Andreea Jif cu obținut anul ăsta atâtea puncte și e pe locul nu știu care. Da. Știți pe ce locuri sunteți până acum? Nu știți. Nu v-ați interesat. Eu, da, sunt pe locul 200 și ceva pe acolo. Da. M-am interesat. 200 și ceva mondial? Da. Da? Și când tu nu știi. Eu nu am participat până acum la multe competiții. Tu n-ai fost la asta. Deci tu ești pe locul 200 și ceva. Interesantă chestiune. Tenis de când jucați? Foarte rar când vrem să ne distrăm. Da? Și cum e tenisul de câmp față de tenisul de masă? Care e mai greu din ele? Mie mi se pare tenisul de câmp, deoarece acolo trebuie să ai mult mai multă forță și putere și trebuie să alegi mult mai mult față de... Dar în principiu loviturile sunt cam la fel. În principiu. Nu chiar. La noi, de fapt, la tenisul de câmp, mișcările sunt mai largi, mai mari și la noi sunt mai mici. Păi da, pentru că la voi e masa aia de cât are, 1,5 metri pe 1,5 metri sau cât are, și acolo trebuie să ai o acuitate vizuală, să știi că trebuie să dai din paleta aia cu mingea ca să o arunci pe masă, că dacă ai aruncat-o în afara mesii. Care e lovitura voastră preferată la tenis de masă? La mine este top spin-ul. Top spin-ul, vezi, știam eu ceva de top spin-ul. Da. La tine care? Și la mine tot la fel, top spin-ul de forehand. Top spin-ul de forehand, da, vorbiți de lucruri, cum să spun eu, pe care eu nu le știu. Mai sunt 2 luni și trece anul. Cum treceți de pandemia asta? Aveți ceva concursuri în plan? Aveți fiecare... Deci mergeți împreună la concursul sau și separat? Deocamdată mergem separat. Ea săptămâna aceasta va merge la Divizia B, iar eu săptămâna următoare voi merge la Superliga. Divizia B, ce înseamnă Divizia B? Ar veni a treia ligă. Pe echipe la... Deci e liga, liga A și B. Da. Așa. Și ce înseamnă Divizia B pentru tine? Adică ce înseamnă? Pe Divizia B mă duc unde să joc, cu cine și ce? În mare parte voi juca cu senioare, cu persoane mai în vârstă decât mine și nu mă voi duce neapărat cu gândul că voi câștiga toate meciurile sau... Este că individual sau pe echipă? Este pe echipă. Pe echipă. Cu ce echipă mergi în Divizia B la concurs? Eu la senior joc pentru CS Universitatea Craiova. Da. Și, cum am spus, nu spun că voi merge să câștig, voi merge să prind experiență și să joc. Da, dacă te duci pentru CS Universitatea Craiova, te duci să bați, nu te duci așa să te prezinți. Da, dar... Și cum e, nu e greu drumul ăsta până la Craiova în fiecare zi, la antrenamente, unde faci, ce faci, nu știu. Nu e greu pentru tine? Nu mă antrenez la Craiova, joc decât reprezint clubul la senior. Păi și bun, dacă ai meci la, eu știu, Constanța, cum faci? Merg la Constanța. Te duci, te întâlnești cu echipa acolo, deci ai acolo alte colegi de echipă care fac parte din aceeași echipă, nu? Da. Și de ce ai ales tu Craiova? Ai avut și alte oferte? Nu. Doamna antrenoare m-a întrebat dacă aș dori să merg la Craiova pentru că am fost chemată de acolo și am spus că da. Cum să nu, ca să am ocazia de a juca mai multe meciuri la divizie. La divizie. La tine? Eu voi merge cu echipa Slatinei, CSM Slatina, și noi suntem în Superliga și... Câte echipe sunt în Superliga? Asta nu știu sigur, dar suntem. Și jucăm cu cele mai bune jucătoare din România, indiferent de vârstă. Și... Adică să înțeleg că vine și Samara și... Da. Și Bernadette Soci. Și o să fie o experiență foarte minunată pentru... Când e asta? Când este? Săptămâna următoare. Unde? La Buzău. La Buzău. Interesant. Și tu unde ai etapă cu Divizia B? La Moinești. La Moinești, lângă Bacău. Părinții tăi ce zic că pleci tot timpul în deplasare așa? Sau hai să zici, la tu, fiind în București, stând aici, la tine e altceva. Dar la tine, când te duci acasă și spui, mamă, tată, mâine plec la Moinești, păi mine plec la Constanța, arăs, păi mine plec la nu știu unde. Ce zic ei? Sunt fericit că reușesc să particip la cât mai multe competiții, mă susțin în asta și sunt bucuroși că am reușit cu acest sport. Că ai reușit cu acest sport. Dacă mâine, vorbim între noi, acum nu ne aude nimeni, dacă mâine părinții tăi ar zice, gata, Andreea, terminăm cu sportul, ne apucăm de școală, ce faci? Adică să stai
macarona, cum se spune, să nu te mai lasă la sport. Ce faci? Nu cred că părinții... Nu cred. Deocamdată nu cred, dar presupunând așa până abstract. Dacă te vezi în fața faptului împlinit, de mâine spune așa, mama și tata, Andreea, gata. Am terminat cu sportul, te ajung 8-10 ani cât ai fost, mai trebuie să faci și altceva. Aș încerca să-i conving să mă lase în continuare, pentru că este pasiunea mea, îmi place și asta fac de când mă știu. De când te știi, practic, de la grădiniță. De la grădiniță. La tine cum e? La tine nu prea e că tu... Da, ai mei chiar n-au nimic împotrivă. Din contră, chiar se bucură când plecăm la concursuri și mă susțin din orice punct de vedere. Și nu cred că ar insista ei să nu mai facă acest sport și dacă ar insista... Așa, aceeași întrebare și pentru tine. Da. Dacă mâine ar zice, Alexandra, gata, punem paleta de tenis în cui, vii la București, ne apucăm de altceva, eu știu. De altceva. Aș vorbi cu ei și aș încerca să le explic de și ce... Și dacă nu reușești, ce faci? Tot mă rog de ei să nu mă lase. Să nu te lase să abandone sportul. Da. Interesant. Prin țară așa v-ați făcut prietene pe care la tenis de masă, adică printre elita asta, că sunt, nu știu câte jucătoare de tenis de vârsta voastră sunt în țară, sunt multe, sunt puține, ce ziceți? Aveți prietene, ați legat prietenii cu ele, adică prietenia e până în momentul când ajungi față în față la masă, că pe urmă nu mai e nicio prietenie, nu? Da, așa este, suntem prietene cu diferite adversare înainte și după meci. Da, în timpul ăla... În timpul meciului suntem în primul rând adversare. Deci n-aveți nicio treabă. Alea două minute nu cunoști pe nimeni. În alea două, trei, mă rog, că durează un set sau mă rog, că durează, nu știu că durează. La tine cum e? Desigur, mă înțeleg bine cu multe jucătoare din România, indiferent dacă la meci câștig eu sau ea, oricum ne înțelegem bine. Deci nu sunt probleme de genul ăsta. Nu. Totul este exact atunci când sunteți la masă. Da. Tenisul de masă acum se joacă la voi, la fete, în ce sistem? 3 din 5? Da. 3 din 5 până la 11, nu? Da. Și cu diferență de 2 puncte. Adică da. 11-9 sau mai puțin mai jos. Pe vremea tinereții mele s-a jucat până la 21. Ați prins seturi până la 21? N-a jucat niciodată. Nu. Deci pe vremuri s-a jucat la 21. 21, 19, 21 și mai jos de 21. Și cel mai bun din 5, nu? Nu, sau din 3, nu din 5. La voi. Din 5. 3 din 5. 3 din 5. Deci, nu 2 din 3? La seturi? Nu, 3 din 5. 3 din 5. Adică dacă joci un meci cu X, trebuie să iei 3 seturi din 5. Ca că ai luat 3 și a luat 1, s-a dus, s-a terminat meciul, nu? Da. Și nu e greu? Cam cât durează? Hai să spunem la un meci de 3 din 5, câștigi cu 3-1, ipotetic. Că cu 2-1 n-ai cum. 3-1. Da. Ca unitate de timp, cât durează un meci de ăsta de 3 din 5 când tu, care tu câștigi 3 seturi și adversara 1? Ca timp, cât durează? Că sunt mai mulți factori, depinde de tăria adversarului, depinde da. De... Da, așa, în general. În medie, 15-20 de minute. Atât de puțin? Este un sport rapid și... Am văzut că da. Mă uit pe la televizor când transmit și ei de la programele astea tenis de masă, nici nu văd mingea pe unde. Da. Interesant ce ne spun fetele noastre, tinerele Speranțe pentru Paris. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni. Revenim cu partea a doua a emisiunii Stadion din această seară, cu două tinere invitate, două performere pentru viitorul sportului din Slatina și din România. Se știe că școala slătineană de tenis de masă are o valoare foarte mare la nivel național și am vorbit în prima parte cu invitatele mele, cu Andreea Jivcu și Alexandra Ionită, două tinere talentate, chiar foarte tinere, despre ce vor să facă ele, despre activitatea lor sportivă de-a lungul acestui an, despre ce s-a întâmplat cu pandemia care ne-a stricat pe toți tot ce se întâmplă, ne-a stricat viața socială, ca să spunem așa, totul, la toți. Cum faceți antrenamentele? Acum unde și cum? Antrenamentele acum, la ora asta, unde vă antrenați? Antrenamentele la voi la sală, unde, la ce sală vă antrenați? Deocamdată ne antrenăm la liceul cu program sportiv.
Și sperăm să nu intrăm în pandemie, că dacă intrăm în pandemie este posibil ca directorul să nu ne mai lase să facem antrenamente în sala respectivă, Și să o luați de deoarece... la cap cu statul acasă. Da. Sunt condiții bunicele acolo la LPS, din ce știu eu. E vorba de sala de la parter. Corpul de antrenori, Felicia Coneschi. Cine a mai rămas la voi? Andreea Zamfir și Andreea Zanfir, fost... Dospina Da? și Gabriela Cuțu. Gabriela Cuțu. Da. Deci vă înțelegeți bine cu ei, nu aveți probleme, că presupun că vă cunoașteți de foarte multă vreme, nu? Da. Faceți sport de... Tu de 10, tu de 8. Cum împăca școala cu sportul? Că treci și la școală, trebuie să mai înveți ceva. Să... Da, de exemplu, eu am ales să merg pe liceu sportiv, deoarece mă gândeam că mă ajută în tenisul de masă Și te și, ajută? desigur, Așa. Deci tu ești la liceu sportiv și urmărești latura sportivă. desigur. Dar și la liceu sportiv, în afară de sport, să faci și alte obiecte. Să faci, eu știu, fizică, chimie, eu știu, Da. limba română, istorie, chestii de genul ăsta. Care trebuie să te ajute la bac, că până la urmă Desigur. bacul... Și cum te înțelegi cu obiectele astea de... Sinceră să fiu, mă descurc foarte bine la școală, cât și în tenis și sunt mulțumită de mine. Deci mulțumită de tine. La tine cum e? Tu ești mai mică un pic. Iau la nivelul tău Da, clasa eu 7. sunt în clasa 7. Cu cât am înaintat în vârstă, cu atât a fost mai complicat să îmbin școala cu tenisul, dar întotdeauna m-am descurcat și în prezent mă descurc, mă concentrez când sunt la antrenament, mă gândesc la antrenament și când sunt la școală, mă gândesc la școală. Câte ore de antrenament aveți săptămânal? Săptămânal. De luni până, presupun, până vineri. Facem câte 2 ore pe zi de luni până vineri și sâmbătă unul sau două antrenamente de câte 2 ore. Sâmbătă două dimineața, două după masă, sau cum? Da. Și totuși, după părerea mea, la vârsta voastră e destul de greu. Deci dacă de luni până vineri, nu mai punem sâmbătă, că sâmbătă fiind zi liberă, de luni până vineri vii 2 ore la sală. La astea 2 ore să pune și pregătirea de antrenament, și drumul de acasă până la școală, și invers, îmbrăcatul și plecatul acasă, să duc să fac 4 ore cel puțin. Nu e greu pentru voi să îmbinați lucrul ăsta și cu învățatul? Adică, presupun că acum după 10 și 8 ani nu e așa greu, dar mă rog, la început cred că a fost greu. Că până la urmă nu vii la antrenament 2 ore, de la 8 la 10. Pleci la 7 de acasă, până te pregătești, la 10 termini de antrenament, până te speli, până te îmbraci, până ajungi. V-ați obișnuit cu programul ăsta, nu? Deci nu faceți niciun fel de rabat. Da. Pentru că școala merge bine, nu? Desigur. Nu avem note mici. Nu. Bun. Ce carieră urmăriți când veți fi mai mari, peste, eu știu, 4-5 ani? Hai să zicem, tu ai 14-15, 19 ani, tu mai puțin, la tine e mai mult, 7 ani. Ce vreți să faceți în viitor? Adică trebuie să terminați în primul rând liceul, presupun, în cazul tău, și în cazul tău e normal să termini liceul, după care vreți să mergeți tot pe latura sportivă sau aveți și altă pasiune? Adică altă pasiune, o carieră, ceva, să urmăriți ceva, eu știu, o carieră. Eu aș prefera să rămân pe latura sportivă. Deci tu ești dedicată IES-ului, cum s-ar spune. Da. Să fie antrenoare, jucătoare până s-o, cât s-o putea, cât o putea să joace și așa mai departe. Da. Și să o iei de la zero, cum au luat și alții cu tine de la grădiniță, să investi. La tine cum e? Și eu aș vrea să continui cu tenisul până la o anumită vârstă și Să continui ca sportivă. da. Așa, după care? După care aș vrea să mă fac polițistă, să fac Academia de Poliție. Deci asta vrei să te faci. Și Da. jucați la tenis poliția cu armata, nu? Sau cum? Da, interesant. Vă urez succes în cariera voastră. Sper să vă îndepliniți visurile, pentru că până la urmă, acum, dacă nu o fi carieră de polițistă și o fi tot una de antrenor în tenis, nu cred că îți displace. Presupun eu, după mine, așa, nu? Desigur. Dacă acum trebuie să-ți faci așa, cam două variante, dacă nu e A, e B, sau dacă nu e B, e A, nu? Cred că Da. v-ați gândit până acum, Da. pentru că știi despre ce e vorba. Da. Haideți să vorbim un pic de Jocurile Olimpice care au fost anul ăsta. V-ați uitat la Jocurile Olimpice, la meciurile de tenis ale echipei naționale a României? Da. Și ce ați constatat? Am constatat că fetele au jucat foarte bine, au avut un comportament decent și am fost mândre de ceea ce au făcut ele. Da, până la urmă, locul 5 în lume nu e un loc rău, zic eu după mine, nu? Chiar nu este. Nu este. Având în vedere că multe națiuni din astea europene au în componență jucătoare din Asia, chinezoice. Le-a dat
a chemat-o din China și a făcut-o nemțoaică, nu? Da. Sau, mă rog, ce a făcut-o franțuzoaică. De ce sunt chinezoaicele așa bune la tenis, după părerea voastră? Sau nu chinezoaicele, asiaticele. Coreea de Sud, Taiwanul, Taipeiul, mă rog, Hong Kongul. De ce credeți voi că sunt foarte buni, foarte buni în zona asta de tenis de masă? Probabil datorită faptului că este o populație mult mai mare decât da, în Europa. Da, sunt țări... Sunt mai mulți copii dornici să practice acest tenis și poate la început este o grupă de 50 de copii și înaintează în vârstă și așa, dar rămân din grupa aceea 50 de copii care să joace în continuare și fiind mulți... Ai de un salici. Tu ce crezi? Da. Și eu la fel. Depinde și de numărul de persoane cu care te antrenezi și de valoarea persoanei respective. Da, presupun că dacă ies atâtea că pe unde te uiți, numai chinezoice, din Coreea de Sud, din Hong Kong, din Taipei, nu mai știu de unde. N-ați avut ocazia să cunoașteți până acum jucătoare din astea asiatice, nu? Nu, n-ați avut ocazia. Nu prea. Da, presupunând că odată ce înaintați în vârstă și veți participa la anumite turnee internaționale, veți da și peste ele. Chiar dacă vor fi din Asia, vor fi până echipe din Germania, din Franța, din Italia sau mai știu eu de unde. Pentru că e exodul ăsta, am văzut. Deci la Jocurile Olimpice v-a plăcut participarea românescă. Am aflat acum că după ce s-a pierdut titlul european în fața Franței, parcă nu? A Germaniei. A Germaniei. Pentru că anul trecut sau acum 2 ani am bătut Franța sau Germania în final, nu mai știu. La campionatul european. Cred că tot Germania. Tot Germania, da. Germania a venit, din păcate n-am urmărit meciurile. Germania a vreo chinezoaică în lot? Acum? La Cluj? Sau numai nemțoaice pure? Una a avut. E una. Și aia câte puncte a obținut? Cred că foarte multe. Cred că foarte multe, da. Pentru mine a fost o chestiune, pentru că știam de Daniela Dodean Monteiro, cea care, mă rog, duce de mulți ani steagul ăsta al tenisului românesc pe... Se retrage, este căsătorită, are un copil. Ce face Naționala României? Elisa Samara are o vârstă, Daniela Dodean s-a retras, cealaltă, cum o cheamă, de la Târgu Mureș? Soci, Bernadette. Bernadette Soci. Voi ce aveți de gând? Vreți să le luați loc în viitor apropiat? Sunteți pregătite să le luați loc? Nu acum. Nu acum. Peste, eu știu, 3, 4, 5 ani încolo. Toată lumea speră la un moment dat să ajungă în lotul de senioare, lotul național și sunt una din multele persoane care își doresc asta, dar încerc să muncesc ca să îmi îndeplinesc. Să ajungi acolo. Tu vrei să ajungi în lotul național? Chiar lotul lărgit, că e un lot lărgit da. În care se... Desigur, ar fi un mare rezultat pentru mine să ajung în echipa națională de seniori, ar fi un rezultat. Asta peste câți ani? Mai ceva ani, nu? Peste câțiva ani, bun. Da. La tine sunt și mai mulți ca la ea. Da. Da? Dar până la urmă ăsta e visul vostru. Credeți că dacă țările astea din Europa, având în vedere că Jocurile Olimpice peste 3 ani sunt la Paris, aici la 2000 de kilometri de noi, nu la 15.000 cum au fost la Tokyo, credeți că echipa națională a României, indiferent în ce componență, că poate veți fi voi, poate vor fi alte sportive, sau, mă rog, credeți că putem să reușim la un joc olimpic, la o ediție a Jocurilor Olimpice să obținem o medalie vreodată? Părerea voastră. Până nu se termină cu exodul ăsta din Asia către Europa, nu avem nicio șansă. Adică dacă nemții ar juca cu nemțoaicele, francezii cu franțuzoaicele, italienii cu italiencele, nu se vine să peticească pe aici pe acolo, eu știu, echipa cu câte o chinezoaică, câte o coreancă sau mă știu de unde. Da, probabil că odată și odată vom reuși să obținem acea medalie mult dorită la o olimpiadă. La o olimpiadă. Naționalele se mai schimbă, jucătorii se mai retrag, dar sperăm că se va închega o nouă echipă și vom obține rezultate cât mai bune în viitor. Deci unul din visurile voastre este să participați la o olimpiadă. Că o fi 2024, că o fi 2028, nu contează. Deci este un vis al oricărui sportiv. Am cunoscut foarte mulți sportivi la viața mea din anumite sporturi și spunea visul meu e să mă duc la olimpiadă chiar dacă sunt 100 de participanți și au locul 99, sunt mulțumit.
mă rog, vorba vine. Eu vă urez succes la visele astea ale voastre, la visurile astea ale voastre și vom auzi peste voi, despre voi peste eu știu câțiva ani. Să zicem, la un moment dat, întâmplător, mișcând telecomanda televizorului, iată, o tenismenă tânără din județ, din România, Andreea Jivcu sau Alexandra Ioniță, fac parte din lotul național al României. Să presupun că cei care vă cunosc ar tresări, zic eu după mine, așa, nu? Da. Mai avem trei luni din acest an. Octombrie la început, noiembrie și decembrie. Ce faceți voi în astea trei luni? Ce aveți de gând să faceți în astea trei luni? Care a rămas până la sfârșitul anului. Presupun că pe urmă vă dă și vacanță, nu? Da. Presupun. Ce aveți în astea trei luni în plan? În afară de ce mi-ați spus mai devreme. Avem de gând să ne antrenăm din ce în ce mai mult, din ce în ce mai intensiv. Adică să măriți perioada de antrenamente? Să măriți? Da. Așa? Și așa ați pierdut după pandemie destul. Exact. Așa? Și să încercăm să avansăm cât mai mult pentru a scoate niște rezultate foarte bune. Și cu condiția asta să punctați și în clasamentul celor mai buni sportivi din județul la nivelul anului 2021. Desigur. Că ați punctat. La tine, Andreea? Tot așa, cred că vom mări doza de antrenament, intensitatea, pentru a ajunge la un nivel cât mai înalt, ca să avem un an 2022. Adică să fiți cu forțe. Cel puțin la înălțimea anului acesta. Chiar dacă ăsta a fost cu suiuși și cu oboșuri 2021, nu mai vorbim de 2020, că a fost catastrofal, în toate punctele de vedere, pentru că nu s-au organizat competiții. Păi, așa să vă ajute Dumnezeu să vă îndepliniți ceea ce vă doriți. Presupun că asta înseamnă foarte, foarte multă muncă. Înseamnă, adică să te lași dintr-o parte, să pui în alta. Dar dacă voi vreți să mergeți pe drumul ăsta, e drumul vostru ales. Nu vă pare rău că l-ați ales, nu? Nu. Deci dacă ar fi să ai 5 ani la grădiniță acum și ar veni doamna Coneschi și te-ar selecta, ai face același lucru? Da. Sigur. 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 Și pe care vrei să-l continui mai departe la tine? Și eu la fel. Chiar aș vrea să continui cu tenisul ăsta. Chiar dacă nu știam de acest sport, chiar l-aș fi practicat. Da. Vă aveți o vârstă, vă mai pun o ultimă întrebare, că trebuie să încheiem emisiune. De ce nu mai vin? Tu ai plecat de la sport, de la grădiniță. Tu ai plecat de la cât ai zis? De la 7-8 ani sau cât ai fost? 5 ani. De ce credeți voi că nu mai vin copiii ăștia mici la sport? La sport în general, nu la tenis de masă sau la sport în general așa. De ce credeți voi că, presupun că și la voi la școală sunt unii care, colegii de clasă, unii fac, unii nu, unii în fine. De ce credeți voi că nu mai vin ei la sport? Pentru ce? Ce înseamnă sportul pentru voi? Pentru voi și să le transmit și lor aceleași idei. Probabil nu mai vin pentru că acum sunt alte pasiuni. Calculator, alte telefon, șaurme și alte chestii. Erau când eram mai mică. Nu mai au dorința aceasta de a practica un sport, de a socializa cu alte persoane la antrenamente, la practicarea unui sport. Au alte activități. Și sportul pun la spate, cum s-ar spune. Dacă îmi vii cu o medalie de la un campionat și le arăți, ce zic colegii tăi de clasă? Spun că și-ar dori și ei, dar munca... Munca nu se face din birou. Munca nu prea. Da. Tu? La fel, ei probabil nu vor să comunice cu alte persoane față în față, ei sunt preocupați mai mult de telefoane și multe alte chestii. Presupun că la voi telefoanele sunt restrictive, nu că n-aveți timp să faceți... Exact. Da. Le mulțumesc celor două tinere sportive care au fost în această seară la noi și ne-au împărtășit în munca și activitatea lor. Vreau să vă văd la una din Olimpiade, fie că e 2024, fie că e 2028. Eu am încredere în ceea ce faceți voi. Eu vă cunosc de foarte multă vreme, știu că depuneți eforturi substanțiale pentru a vă îndeplini visurile, fiecare pe care le are. Și ar fi interesant pentru noi ca după atâția și atâția ani să mai plece din județul Olt și la o Olimpiadă să aflăm despre cineva din județul Olt că a fost la Olimpiadă. Le mulțumesc celor două tinere încă o dată și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit în această seară. Vă aștept și săptămâna viitoare cu o nouă emisiune. Atât pentru această seară. Stadion se încheie aici. Bună seara!